Salut! Mai m-am chinuit cu încă o pompă de apă. Aceasta este de 1 kW față de cealaltă de care era de 0,75 W, 750 de W. Asta are 1000 de W. Am reușit să-i fac diverse artificii pe aici. Da? Am reușit să o asamblez. N-am făcut clip cu asamblarea deoarece dura foarte mult. Vă explic în mare ceea ce am făcut. Da? Rotorul a fost strunjit exact cât au fost magneții. Are doi poli împărțit pe jumătate, fix pe jumătate rotorul, jumătate plin cu magneți, polaritate nord, cealaltă jumătate sud, da? Fără gol între el, fără nimic. Am observat că dacă au goluri magneții între, fluctuează herții. E un dezavantaj. De aceea am pus magneții să fie lipiți, să fie jumătate nord, jumătate sud. Da? Acesta este de la un alt motor. Acesta are trei fire, practic bobina secundară este legată cu bobina principală. Nu mai este ca acela să fie cu patru fire, să fie bobina principală separată de bobina secundară. Și de aceea am zis să vedem dacă este mai rentabil, mai fiabil față de cel video care l-am făcut înainte. Haideți să-i facem o probă, o să-l învârt cu bormașina încă n-am reușit pentru că motorul cu care făceam teste este pus pe altceva momentan. Am zis să fac mai întâi test cu bormașina și după aceea o să fac un nou videoclip cu pus pe motorul acela să-l duc la o turație mai mare. Dăm drumul la aparatul de măsură și să vedem care e bobina principală, care e bobina secundară. Avem 14,15 ohm, 15,1, 15. Ok. Da. Și haideți să punem și invers. 3,8. Deci, practic, aceasta este bobina principală. 18,6. Sper că se vede aparatul de măsură. Am pus așa. Acum voi învârti cu o bormașină o Makita. Avem în jur de vreo 2000 de ture aici cu bormașina. Deja avem 258 de volt, 38 de hertz. Deci practic nu ajunge la 3000 de ture ca să fie 50 de hertz. Asta fără sarcină. Acum voi pune un becul de os. Sper să mai fie și bun. L-am tot zăpăcit. Vom pune și aparatul de măsură odată cu becul. Ok, stai să dau puțin așa să se vadă, să fie în cadru. Da? Se vede aparatul de măsură. Ok, și haideți să-i dăm drumul să vedem ce zice.
124 de volt, 34 de hertz. Asta undeva la 2000, am zis eu, 2000 de ture. 2000 de ture, că atât poate bor mașina, adică maxim are 2500 de ture, ceva de genul. Haideți să punem și o sarcină mai mare. O să luăm grupele de lămpi halogen. Avem aici grupele. Ok. O să pun decât o grupă. Și după aceea voi încerca să o pun și pe a doua. Da? Da, haideți să iau firele. Deci voi pune doar grupa aceasta, care are în jur de 500 de wați. Nu mai pun și becul. Haideți să pun și aparatul de măsură. Ok, este în cadru, se vede. Și haideți să-i dăm drumul. Deja a scăzut turația, adică o pune rezistență. Avem 132 de volți cu 24 de hertz. Da. Ia să vedem și ce amperaj. Acesta o voi pune așa. Ia să vedem acum. S-a desfăcut mandrina. Amperi la 135 de volți. Deci clar acesta duce un kilowatt învârtit cu un motor adecvat. Adică dacă vreți să vă faceți un generator, nu să fie energie free, vă luați un motor termic pe benzină sau pe motorină, acționat acesta și aveți generator. Da? Haideți să punem și grupa cealaltă de becuri. Să vedem cu cât se diminuează voltajul. Adică cu cât că o pune rezistență mai mare, adică bormașina nu mai are aceeași turație. Deja avem 95 de volți. Da, nu poate bor mașina, o pune foarte mare rezistență. Haideți să-i mai dau o dată. Hey, 90 de volți și undeva la 3 amperi. Da, câte am văzut eu bine. Da. Deci practic voi încerca, nu o să-l învăț cu bormașina, bine, degeaba îl pun și motorul acela că o să-l înfrâneze destul de mult și nu o să pot să duc în 3000 de ture. Pe parcurs o să vreau să fac niște fulii ca practic să dublez puterea motorului, având 3000 de ture, 500 de wați, dar degeaba că acesta cere 3000 de ture. Da. O să-mi trebuiască un motor de turație mare, adică, de exemplu, să aibă 9000 de rotații
și să-i pun un reductor 1:3. Deci, practic, să-l reduc de la 9.000 de ture, să reduc la 3.000 de ture, da? Și să-l acționez pe acesta și, practic, îi multiplic puterea motorului. Asta am de gând să fac, dar vom vedea pe parcurs. Deoarece mai fac și altceva și acesta doar când vreau să mă relaxez, mă mai joc puțin cu diverse pe aici, ce mai am, de pe unde le strâng, de pe unde... Da. Deci, în principiu, ăsta duce un kilowatt. Dacă este acționat cu ceva puternic, da, adică cum ar fi un motor termic. Electric, cu siguranță, atunci consumul va fi mai mare pe motor decât pe generator. Da. Aceasta era o pompă de apă care aici avea o chestie mare, care eu am tăiat-o cu flexul, după cum se poate vedea, și am făcut niște capace. Da. Momentan acesta este video, o să revin cu un video, o să încerc măcar în gol să-l duc la 3000 de ture, să vedem ce voltaj, că sigur sare la 300 și ceva de volți, la 50 de herți, asta fără sarcină. Cu sarcină vom vedea și atunci o să pun și să văd consumul de pe motor și practic care ar fi diferența între ce generează el și ce consumă motorul. Mulțumesc frumos! O zi bună!